Salutare, oameni buni, salutare, sunt Andruc, bine ați venit la Chasing Bets. Astăzi vă propun biletul meu. Este târziu, acum vineri, ziua de 31, a 6-a, ultima zi din lună, din luna mai. Am avut 31 a 5-a. Am avut o final de lună destul de slabă, au fost 4 zile grele, acum și sâmbătă aceea când am pierdut cu Manchester City, acum o zi, două, am pierdut pe Tabilo, jucător de tenis care credeam că venise după cel bătuse pe Djokovic. N-a făcut nimic, a pierdut. Am sărit ziua de luni, am jucat marți, miercuri, iar am pierdut. Bun, ultima zi din mai, oricum sunt pe plus 40 de unități. Eu voi juca așa de astăzi. Am ales un meci din tenis. Astăzi, ultimul meci de seara asta, Corda cu Alcaraz. Va fi un meci interesant. Alcaraz de pare favorit, dar atenție, în partida precedentă Alcaraz a pierdut un set, a avut niște accidentări, el a ratat turneul de la Madrid, mi se pare, și Roma. Nu a mers la ele, deci clar a avut niște probleme, nu, la Roma cred că a ratat, și l-a mai bătut Corda în trecut, acum vreo 2-3 ani, i-a durat că ultimele două partide le-a luat Alcaraz la 0. Dar acum Alcaraz nu-l văd în forma cea mai bună, iar Corda e un jucător tânăr și el, foarte bun pe serviciu, eu zic minim un set Corda, are cotă 7 la victorie, eu zic că nu e exclus să bată, să facă o surpriză. Am văzut că au fost multe meciuri foarte echilibrate și ieri și alalteri. Fritz a pierdut set cu Lajovic care are 36 de ani. A pierdut set Rune, două seturi cu puștola italian. Corda nu mai e chiar un no-name, e un jucător bun, consacrat. A trecut 2-3-0 și 3-1 de primele două tururi. Eu zic minim un set Corda la 1.85, o cotă mare, pentru că să fac din două meciuri o cotă de 2.60. Și mai joc și Copenhaga cu Randers în Danemarca. Este meci play-off pentru Europa Conference League. Danemarca a ratat sezonul, își propunea probabil locul 1 sau locul 2 în campionat, dar n-au luat în grupa de championship, au luat doar locul 3 și trebuie să se ducă în Conference League, nici măcar în Europa League. Nu, al doilea loc ducea în conferință direct. Așa mai joacă un play-off. Joacă play-off ăsta cu Randers, care a fost ultima de pe, prima de pe locul de, din grupa de play-out. Copenhaga în mod normal îi va bate, i-a bătut și în campionat 4-2 și 4-0. Am jucat unul solist la cotă de 1.42. Oameni buni, ăsta este biletul meu pentru vineri, 31 a 5-a, ultima zi. Avem 1 pe Copenhaga și Sebastian Corda cu Alcaraz. Corda să ia un set. Ăsta este biletul. Eu zic că are șanse destul de bune. Este o cotă de 2.62 pe total. O să-l joc cu 8 unități. Acesta este biletul meu. Dacă îl jucați și voi, să avem baftă. Mersi, atenție, lăsați un like dacă vi se pare inspirate analizele mele și ne auzim data viitoare.